Părinte, a venit ceasul. Preaslăvește pe fiul tău, ca și fiul să te preaslăvească. Precum i-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care tu i-ai dat lui, și aceasta este viața veșnică. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Eu te-am preaslăvit pe tine pe pământ. Lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Și acum preaslăvește-mă tu, Părinte, la tine însuți, cu slava pe care am avut-o de la tine mai înainte de a fi lumea. Arătat am numele tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai tăi erau și mie mi-ai dat și cuvântul tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai dat, că ai tăi sunt. Și toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele și m-am preaslăvit întru ei. Și eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt, și eu vin la tine. Părinte Sfinte, păzește în numele tău în care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele tău pe cei ce mi-ai dat și i-am păzit. Și n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la tine și acestea le grăiesc în lume, ca să fie deplină bucuria mea în ei. Amin.